Giurgiuvenii s-au adunat de la primele ore ale dimineții la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, în incinta unui restaurant din municipiu, dar și la sediul bibliotecii din Bolintin Vale. La acțiunea de astăzi sunt prezenți aproximativ, de fapt, peste 40 de angajatori, inclusiv din București, care oferă peste 400 de locuri de muncă, numai pentru locația din municipiul Giurgiu, în orașul Bolintin Vale, fiind și-au anunțat participarea un număr de 6 angajatori care oferă peste 60 de locuri de muncă vacante. Interesați să-și găsească un job au fost atât tinerii cât și cei trecuți de prima tinerețe, care spun că șansele lor sunt mai mici din cauza vârstei mai înaintate. Ce domeniu căutați un loc? Care o fi că sunt pensionar și aș vrea ca să nu stau acasă degeaba, să produc ceva, că n-am. De la țară nu sunt aici, stau la bloc și e mai greu cât de cât. Ați găsit ceva care să vă interese? Acum am venit. N-am nici un minut de când am venit. Să mă uit, să dau și eu un tur pe aici și să văd despre ce e vorba. Am meseria de mecanic mașini și utilaje, chimie și petrochimie. Și ați găsit aici un post? Nu. Nu se găsește. Nici ceva asemănător n-ați găsit? Ca mecanic, utilaje care... Nu are rost să mă duc, că nu e pentru pregătirea mea. Barman, call center, orice ar fi. Ești tânăr absolvent? Da. Și de ce te interesează domeniile? Deoarece eu unul nu pot să practic muncă grea și mi-ar fi mult mai ușor. Ai găsit ceva? Am găsit la call center, acum așteptăm. Crezi că te vei angaja? Sper. Angajatorii au avut prilejul să-și recruteze personalul direct, fără intermediari, iar oferta a cuprins joburi în domenii ca agricultură, comerț, construcții, hoteluri și restaurante sau servicii. În ce domenii oferiți locuri de muncă? Vânzări, distribuție. Ați găsit până acum candidați? Relativ. Două persoane până acum. Părerea mea este că interesați sunt puțini. Prea mulți tineri ne interesează? Da. Da. Ce credeți că își doresc tinerii de la un loc de muncă? Foarte mulți bani și muncă puțină. Mecanic utilaj în primul rând, șofer și muncitor necalificați la drumuri, alimentări cu apă, deci în meseriile acestea. Ați găsit candidat? Am găsit, chiar doi am angajat direct și unul l-am trimis deja la firmă să stea de vorbă, că mai pretențios un pic mi s-a părut și... Să stai de vorbă cu domn director, condițiile și probabil că o să-l angajăm. Putem spune că ați avut succes la această bursă. Da, chiar neașteptat. Dimineața nu era nimeni și acum dintr-o dată au venit așa mai mult. Chiar am angajat și încă doi care i-am trimis deja la firmă să vedem dacă le cont. Au și niște pretenții, niște condiții, au pus... Giurgiuvenii care nu au reușit să-și găsească un loc de muncă au avut ocazia să se înscrie la cursuri de formare profesională organizate de AJFM Giurgiu.